scurtă meditație fiți credincioși despre capitolul al treilea din Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov. Și în capitolul al treilea ne propune el o scurtă meditație cu privire la nevoia înfrânării limbii. Noi știm că Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, se identifică în lumea aceasta cu Cuvântul. Și atunci când la crearea lumii s-a început, în Sfânta Scriptură vedem că Dumnezeu Tatăl prin Cuvânt, adică prin Fiul Său, le-a făcut pe toate. Pentru că a zis să fie lumină și a fost lumină, să fie cer și a fost cer, să fie mare și a fost mare, să fie viețuitoare și așa mai departe. Deci Cuvântul, înțelegându-se aici persoana cea de-a doua a Sfintei Treimi, și anume Fiul lui Dumnezeu, a fost acela care ne-a zidit pe toate. Fiul lui Dumnezeu întrupat în lume, în Fecioara Maria, s-a folosit din nou de Cuvânt ca să-i îndrepte pe oameni. Și mergând din localitate în localitate, propovăduia Cuvântul lui Dumnezeu. Nu în ultimul rând, folosindu-ne de cuvinte, folosindu-ne de organul pe care îl numim limbă, noi reușim să ne înțelegem unii cu alții. Ceea ce este foarte important. Imaginați-vă cum ne-am putea noi înțelege dacă n-am reușit să vorbim unul cu celălalt. Și nu în ultimul rând, prin cuvânt, îi ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune. Acum, există momente în care, iată, în care este de folos, totuși, cuvântul acesta să aibă o anumită limită. Sfinții Părinți, de-a lungul timpului, ziceau de această nevoie să ne înfrânăm limba, să nu povestim chiar foarte multe, pentru că nu tot ceea ce povestește omul este de folos. Și o să dau citire celor 12 versete din capitolul al treilea a Epistolei către sobornicește a Sfântului Apostol Iacov. Pentru că el este cât se poate de limpede și pe alocuri voi mai face câteva comentarii. Nu vă faceți voi mulți învățători, frații mei, știind că noi învățătorii mai mari o să ne vom lua. Zice el, face această referire la început, pentru că toți cei care au această misiune de a învăța pe oameni, se folosesc bun înțeles de cuvânt, de dialog. Adeseori, lumea aceasta care ateismul acesta modern, necredința în Dumnezeu, devine din ce în ce mai vehementă la adresa Bisericii și a slujitorilor ei, mereu suntem puși la zid că, în loc să se facă biserică, mai bine s-ar face școli sau spitale. Prin aceasta arătându-se că, de fapt, într-o societate păcătoasă, biserica nu își are corespondent, nu își are loc. Dar cât este de important să înveți un om. Și biserica, de-a lungul timpului, toată istoria ei, a încercat să înveți pe om spre bine. Ori, zice Sfântul Apostol Iacov, că nu vă faceți voi mulți învățători. Frații mei, știind că noi învățătorii mai mari o sândă vom lua o sândă în funcție de cum am știut să-i educăm pe oameni. Este o mare responsabilitate. Deci, dă Dumnezeu posibilitatea celor care sunt învățători, sunt slujitori, sunt preoți, ne dă posibilitatea să vorbească mult, pentru că aceasta este centrul de greutate al misiunilor, dar și judecata va fi pe măsură. Pentru că, vedeți, și preotul, și slujitorul este supus acelorași greșeli ca și toți ceilalți oameni. Și un om păcătos
Păcatele pe care le săvârșește îl afectează tocmai în discursul său de educare și de învățare a lumii. Cum poate stârpi un învățător, un preot, un slujitor, păcatul din comunitatea sa, dacă el însuși este un om păcătos? Ce cuvinte ai putea să găsești ca să-i convingi pe oameni dacă tu nu le respecti? Și lucrul acesta se vede întâi. De aceea Apostolul Iacov zice că nu este nevoie să fie mulți învățători, pentru că aceștia sunt mai aspru judecați, chiar dacă sunt mai puțini, important este ca ei să fie curați sufletește și ceea ce spun să fie ca o consecință a purtărilor lor bune. Și zice mai departe, pentru că toți greșim în multe chipuri, dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit, în stare să înfrâneze și tot trupul. Deci ceea ce am încercat eu să spun este faptul că cel care vorbește și cel care prin vorbirea sa încearcă să îndrepte pe oameni, trebuie întâi de toate să fie curat. Dacă este un om mătrâmaș, cuvântul nu întotdeauna va zidi. Pentru că nu este un corespondent între viața lui morală și ceea ce spune. Că noi, vedeți că la noi, la români, s-a creat așa o vorbă de duh. Nu zici, zici așa, că să nu să faci ce zice popa, nu ce face popa. Sigur, ea este frumoasă vorba aceasta. Că îl canalizează pe om spre cuvântul cel bun, pe care totuși fiecare preot, indiferent cum este viața lui, morală, atunci când e la biserică, se folosește de cuvinte frumoase și de Sfânta Scriptură. Însă, ideal ar fi ca tot cuvântul pe care îl propovăduiește să facă rod, ideal ar fi ca și viața lui să fie pe măsură. Și zice Apostolul Iacob, în versetul al doilea, că omul care nu greșește în cuvânt, este cel desăvârșit. Deci dacă ai viața sfântă, tot ceea ce spui tu, va zidi. Și merge mai departe. Dar dacă noi punem în gura cailor frâul ca să ni supunem, ducem după noi și trupul lor întreg. Se folosește de o comparație. Se știe că cel care are un cal și vrea să-l strunească, îi pune frâul în gură. Și atunci, prin frâul acela, reușește să supună calul voinței celui cel conduce. Ceea ce vrea să arate Apostolul, că dacă nu vrem să greșim în cuvânt, ceea ce spune trebuie să fie conectat direct la sursă, la Mântuitorul Iisus Hristos, El să fie stăpânul vieții noastre. Deci un cuvânt pe care îl rostim, pe de o parte, trebuie să izvorască dintr-o viață curată. Și pe de altă parte, trebuie să fie conectat la sursă. Există în Sfânta Scriptură foarte multe locuri în care ni se arată că oamenii povestesc din cele ale lumii. Și cele ale lumii nu fac altceva decât să strice, nu să zidească. Mai dăm un exemplu și o comparație în sensul acesta. Iată și corăbiile. Deși sunt atât de mari și împinse de vânturi aprice, sunt totuși purtate de o cârmă foarte mică încotro hotărăște vrerea cărmace. Deci o corabie, indiferent cât ar fi ea de mare, are o cârmă mică și cârmaciul este cel care o conduce. Cine este cârmaciul nostru? Bineînțeles, este Dumnezeu. Și tot ceea ce povestim noi ar trebui să fie conectat la Dumnezeu. Acum, revine și zice așa și limba. El este un mădular mic, dar cu lucruri mari se fălește. Iată puțin foc și cât codru poate să aprindă. Acum, limba, am zis, trebuie să izvorască modul folosirii ei dintr-o viață curată și să fim conectați la sursă, la Dumnezeu. În caz contrar, limba este, și aici vine o altă latură a vorbirii noastre, limba este foc. Și puțin foc zice că mult codru poate să aprindă. Foc este și limba, lumea fără de lege. Limba își are locul ei între mădularele noastre, dar spurcă tot trupul și aruncă în foc drumul vieții după ce aprinsă a fost ea de flăcările. Omul
care vorbește, dar nu are o viață morală, tot ceea ce aruncă din gura sa este foc, care distruge, care strică. Oricât ar fi omul de frumos, oricât ar fi de inteligent, oricâtă școală ar avea, dacă este un om păcătos, ceea ce va vorbi nu vor fi lucruri ziditoare pentru nimeni. Zice el așa, mai departe, pentru că orice fel de fiare și de păsări, de târătoare și de pietăți din mare se domolește și s-a domolit de firea omenească. Dar limba, nimeni dintre oameni nu poate să o domolească. Ea este un rău fără astâmpă. Ea este plină de venin, aducătoare de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și Tatăl, și cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea cu Dumnezeu. Iată cele două aspecte ale vorbirii noastre. Dacă avem viață curată și suntem conectați la Dumnezeu, zidim. Îl lăudăm, îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Dacă nu, îi blestemăm pe oameni. Adică, din gura noastră ies lucruri foarte rele, care fac foarte mult rău. Din aceeași gură ies binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie, frații mei, să fie acestea așa. Și încheie el, oare izvorul aruncă din aceeași gână și apă dulce și pe cea amară? Nu cumva poate smochinul fraților să facă măsline sau vița de vie să facă smochine? Tot așa, izvorul sărat nu poate să dea apă dulce. Acum, am observat din cele 12 versete că atunci când nu suntem siguri de starea noastră de curățenie curată, sufletească, că este mai bine să nu vorbim prea mult. Alminte vom vorbi și vom face mult rău în loc să facem mult bine. Am și eu o minimă experiență de viață. Nu sunt un om bătrân, nu sunt nici cel mai înțelept. Poate că mă gândesc de multe ori la asta, nici viața nu este într-atât de curată cât să îndrăznesc să vorbesc, cum vorbesc eu de obicei. Însă am văzut că, în general, un cuvânt poate să facă foarte mult rău. Indiferent dacă intenția celui ce îl rostește a fost una bună, sau una premeditată, sau de altă, totuși el poate să distrugă foarte mult. În toată petrecerea mea la Băița, într-o comunitate mică în care, sigur, orice cuvânt lăsat de cineva la voia întâmplării, circula prin tot satul cu o repeziciune extraordinară. La oraș se mai pierde efectul acesta de domino. Dar acolo, fiind o comunitate mai mică, nu de puține ori, se iscau conflicte mai mari decât casa pornite de la un singur cuvânt, spus de cineva într-o doară. Și de aceea zic că Apostolul Iacob are foarte mare dreptate. Omul trebuie, înainte să vorbească, să-și facă o cercetare lăuntrică. Să vadă dacă el, prin viața lui duhovnicească și morală, este îndreptățit să vorbească despre cineva sau despre ceva anume. Pentru că zicea Apostolul Iacob că un izvor de apă dulce nu poate să dea apă amară. Dacă viața noastră este una duhovnicească, tot ceea ce vom transmite noi altora este duhovnicesc. Dar dacă nu, ceea ce vom transmite nu este altceva decât ceva ce distruge, foc, venin, zice aici. Cuvintele unui om pătimaș, unui om fără de viață duhovnicească, ele aruncă ca și venin în cei cărora li se adresează. Acum, și cu aceasta voi încheia, să știți că primejdia sau ispita mare din partea celui rău, să aruncăm pe gura noastră venin, nu este la omul neapărat din afara bisericii.
că omul acela din afara bisericii, care nu se roagă prea mult, care nu postește, dar și care are o minimă credință în Dumnezeu, acela nu prea vorbește despre biserică și despre cele ale lui Dumnezeu. Are o stare desfiată. Gândiți-vă la vameșul din Evanghelie, el când a intrat în biserică, după cine știi câtă vreme, el nu a avut curaj să se încadreze cu ceilalți oameni. S-a așezat undeva în colțul bisericii și a plecat capul în pământ și și-a plâns păcatele. Era conștient de păcatele lui. Nu prin cuvinte pompoase, nu prin rugăciuni extraordinare, ci pur și simplu dădea glas mustrării sale de conștiință. Doamne, nu sunt vrednic, nici capul să-mi ridic din pământ, atâtea păcate am făcut. În vremea ce fariseul, care s-a dus trufaș în rândul din față, zicea, își etala reușitele, eu atâtea fac, împlinesc legea, postez, dau zeciuială, fac una și alta. Nu sunt așa ca și acest fariseu. Iată cum un cuvânt care se vrea a fi rugăciune, este de fapt foc. Izvorând de răutate. Ori dacă el făcea faptele într-atât de bine și era un împlinitor statornic al Cuvântului lui Dumnezeu, de ce din gura lui ieșea răutate, ieșea foc? Care să-l distrugă pe un om păcătos, e drept, dar care are și el dreptul la vindecare, la izbăvire. Nu puține sunt situațiile în care cei mai apropiați oameni de biserică sunt aceia care bârfesc, care judecă, care sunt neîndurători față de oamenii de lângă ei. Să știți că acestea nu izvorăsc dintr-o viață duhovnicească curată și sursa lor nu este Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a supărat, vă aduceți aminte în Sfânta Scriptură, pe oamenii bisericii, atunci când au făcut din biserică o casă de schimb valutar, în care își schimbau mărfurile, dădeau anumite lucruri și luau bani și zice, nu faceți din casa tatălui meu casă de neguțătorie. N-a fost niciodată Mântuitorul Hristos supărat pe oamenii care, din diferite motive, nu erau foarte evlavioși, foarte credincioși, dar care cel puțin nu foloseau cuvintele noi pe să facă rău cumva, să jignească, să judece pe cineva. Mereu și mereu, când întâlneam oameni care nu vin la biserică, aveam această discuție cu ei. De ce n-ați încercat să veniți? Chiar dacă nu veniți duminică de duminică, măcar din când în când să vă mai văd și eu pe acolo la biserică. Și nu puțin când spuneau, părinte, zice, de ce să vin ca să mă judece oamenii credincioși din sat? Pentru că așa se întâmplă. Răutățile cele mai mari dintre oameni se nasc de la oamenii care se pretind a fi duhovnicești. Și care au pretenția că sunt mai buni decât restul, dar care prin într-o stare de mândrie, prin invidie, prin alte răutăți pe care cel rău îi depune în suflet, prin limba lor, aruncă foc și venim în dreapta și în stele. Ceea ce vreau să meditați în această seară, că un om credincios cu adevărat atunci, când este conștient de faptul că nu este perfect, și nu suntem perfecti niciun om, trebuie să-și înfrâneze limba. Să nu fie pornit, folosindu-se de cuvânt, să arunce foc și venim în cei din jurul său. Și să rețineți lucrul acesta deosebit de esențial, că tot cel ce vorbește despre Dumnezeu și care vrea să zidească, să facă vreun lucru folositor, adeseori spun oamenii, i-am spus copilului meu să vină la biserică și nu vine, dar cum i-am spus? Dacă cuvântul nostru izvorăște dintr-o viață curată,
El va avea eco în sufletul celui care îl primește. Și dacă, bineînțeles, este conectat la sursă, la Mântuitorul Iisus Hristos, dacă nu, El va face rău în loc să facă bine. Și o să închei spunându-vă o întâmplare pe care mereu o povestea Părintele Casian de la Mănăstirea Nicula, care acum este stare la Mănăstirea Leșca. S-a dus la dâns o femeie foarte necăjită, că le tot spune celor din casă să vină la biserică și ei nu merg. Și zice Părintele, care era un om gâtul și este un om gâtul, un oltean simpatic, zice, tare mă tem că mă tare nici problema acasă. Părinte, eu mă rog, eu postez, eu vin la biserică tot timpul și ei niciodată, nici nu se roagă, nici nu postez, nici nu vin la biserică. Se ascultă-mă tu, că eu știu, tu ești. Și se duce acasă, femeia dărâmată. O văd ce e acasă, că e supărat. Și că nu vorbește cu ei, și că stă deoparte. Și o întreabă, dar ce ai conținut? Și am fost la mănăstire și mi-au zis un călugăr de acolo că am o problemă. Și soțul a făcut o cruce mare și a zis, Doamne, spunța, e primul preot care te-a văzut cu miniște. Și duminică s-au dus toți la biserică să-l cunoască pe preotul acela. Vedeți, cuvântul pe care îl rostim trebuie să aibă două calități. Să provină dintr-o viață curată, să fie rezultatul unei vieți duhovnicești și să fie conectat la Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că dacă nu este așa, El nu va face rău. Nu va schimba nimic. Mai mult rău va face. Și sigur, exemplul pe care vi l-am dat, îl puteți interpreta fiecare cum doriți, dar este o realitate, este o întâmplare reală care, mă rog, a schimbat niște lucruri într-o familie. Se poate schimba și viața noastră, sigur, dacă vom ține cont de cele două lucruri necesare, atunci când transmitem un mesaj. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.